Fostul fundaș al echipei CSKA Sofia, bulgarul Apostol Popov, a fost prezentat astăzi oficial de către managerul clubului CS Universitatea Craiova, Felix Grigore, și antrenorul principal, Emil Săndoi. Ambii i-au urat bun venit în familia albastră și au dat asigurări că Popov este un fotbalist de mare valoare. Astăzi să-l prezentăm pe noul nostru jucător, Apostol Popov, un fundaș central pe care noi îl urmărim de câteva luni de zile. Știți foarte bine, avem un departament de scouting care lucrează și lucrează bine din punctul meu de vedere. Un jucător pe care l-am urit și care acum se află în fața dumneavoastră. Un jucător cu mare experiență, un jucător care a jucat foarte mult timp la CSKA Sofia. Bun venit din partea clubului și eu îi doresc să rămână cât mai mult la Universitatea Craiova și să aibă rezultate cât mai bune, să jucăm în cupele europene împreună la an. Și eu vreau să-i urez lui Apostol welcome to Universitatea Craiova. La rândul său, jucătorul de 32 de ani a afirmat că a ajuns la Craiova la sfatul lui Valentin Iliev și că speră să se califice cu CS Universitatea în cupele europene. Și sper cu experiența mea să ajut această echipă. Da, sigur, mi-e de gândină să Europa. Să ajungă la un nivel cât mai înalt în Europa. Să știi că e de posibil de grand după futbol. Să jucăm un fotbal bun. Și de la bunite zi fenomenal. Și să aducem bucurie în patria. Cea de-a noua ediție a cupei care îi poartă numele marelui fotbalist român Ilie Balaci ia startul mâine, pe terenul de fotbal al liceului Obedeanu. La competiție vor participa fotbaliști de la 4 instituții de învățământ din Dolj. Iată că s-a ajuns la cea de-a noua ediție, o competiție care a devenit tradițională și personal îmi doresc să ne întâlnim și la ediția 100 tot aici. Dorim mult succes școlilor participante, așa cum spunea domnul profesor, este vorba de școala gimnazială Obedeanu, structură a școlii gimnaziale Decebal, școala gimnazială Nicolae Bălcescu, școala gimnazială Dioști și liceul de arte Marin Sorescu din Craiova. Ne dorim ca și de data aceasta să fie un succes această ediție. Ilie Balaci a fost prezent la conferința de presă pentru anunțarea deschiderii competiției și s-a declarat foarte încântat de faptul că această cupă îi poartă numele. Mă bucur din suflet că domnul Ilie Balaci este alături de noi pentru că tot timpul este o sursă de mai bine. După cum știți, în fiecare an avem ceva de învățat de la dumnealui și acest lucru nu poate fi decât benefic. Se fac 9 ani de când această cupă există, cupă care îmi poartă numele. Eu ar trebui să vă mulțumesc și cu siguranță că vă mulțumesc, pentru că am convingerea că sunt singurul care are o competiție care îi poartă numele, dar cu asemenea durată. Conform tragerii la sorți, mâine de la ora 10, școala Nicolae Bălcescu va întâlni liceul de arte, iar de la 10:45 va avea loc al doilea meci, între școala Decebal și școala Dioști. Vor urma cele două finale și festivitatea de premiere. Anul trecut, competiția a fost câștigată de școala Nicolae Bălcescu din Bănie. Jucătorii formației CS Universitatea Craiova s-au prezentat în această dimineață la Policlinica pentru Sportivi din Bănie și au efectuat vizita medicală. La controlul medical s-au prezentat 18 jucători: Cătălin Straton, Sebastian Achim, Adriana Vrămia, Nicușor Bancu, Alexandru Băluță, Marius Briceag, Adrian Cârstea, Costin Curelea, Andrei Dumitraș, Andrei Hergelegiu, Andrei Ivan, Silviu Izvoranu, Alexandru Mateiu, Simon Mazarache, Apostol Popov, Andrei Sin, Ionu Stârnăcop, Viorel Ferfelea. Mijlocașul craiovean Alexandru Băluță a cunoscut că nu i-a fost ușor să se trezească de vreme după vacanța avută și a punctat că își dorește să realizeze un sezon mai bun decât cel trecut. Sunt sigur că toți jucătorii suntem apți și abia așteptăm să înceapă campionatul, nou campionat. Primul obiectiv al nostru să terminăm în play-off, să tindem spre cupele europene, pentru că avem acest drept să mergem în cupe. Și trebuie să o facem cât mai bine, așa cum a făcut-o și campionatul trecut.
După vizita medicală, cu toții au obținut parafele medicilor, fiind declarați apți din punct de vedere fizic pentru noul sezon competițional. Băluță are deja rețeta pentru campionatul care urmează. Trebuie să muncim, să fim modești, să dăm totul acolo în teren, pentru că avem o echipă destul de bună, chiar dacă nu vor mai veni tăriri. Avem șanse mari, pentru că și locul este omogenizat. Am arătat că merităm să fim acolo și puteam să fim și mai sus. Sperăm că anul acesta să terminăm mai sus în clasament. Jucătorii din Bănie se vor pregăti pentru debutul campionatului într-un cantonament în Austria, la Fügen, unde vor juca amicale în compania echipelor Skanderbeu Corce, Vaduz, Cu Chiesi, Lodogoreț și Dinamo Kiev.